Trei tineri au fost condamnate la închisoare pentru acțiuni violente cu caracter sexual și șantaj. Potrivit Procuraturii Generale, în octombrie 2018, acestea au sechestrat două minore pe care le-au obligat să întrețină acțiuni sexuale, care au fost filmate cu telefonul mobil. Ororile s-au produs într-un apartament din sectorul Râșcani al capitalei. Procuratura Generală informează că în momentul săvârșirii infracțiunii, două dintre tinerele învinuite aveau vârsta de 16 și 17 ani, iar cea de-a treia de 25 de ani, care se află la evidența psihiatrului, pe când victimele abuzate aveau 14 și 17 ani. În timp ce cele două minore se aflau contrar voinței lor în apartamentul menționat supra, acestea au fost constrânse de către inculpate la acțiuni sexuale cu caracter pervers, acțiuni care au fost filmate cu telefoanele mobile de către ultimele. Asta prin acțiunile au fost cauzate victimelor dureri fizice și suferințe psihice, fiindu-le totodată lezată și demnitatea umană. Tinerele au mai cerut și bani de la rudele victimelor, amenințând că nu le vor elibera din apartament. În continuare, inculpatele, sub pretextul că cele două victime le-au sustras din apartament suma de 450 de euro, le-au solicitat acestora să-și apeleze telefonic rudele apropiate, ca acestea de urmă să aducă pe adresa indicată suma de 450 euro, în caz contrar nu le vor permite să iasă și nu le vor elibera din apartament. Oamenii legii au menționat că învinuitele minore au fost condamnate la 7 ani de închisoare, iar cea de-a treia de 25 de ani la 9 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciarul pentru femei și o amendă de 42.500 de lei. La fel, acestea trebuie să le achite victimelor 20.000 de lei pentru prejudiciul moral cauzat.